Salutare tuturor! Dacă e miercuri, e mijlocul săptămânii, atunci vă propunem un subiect din economia pe care noi, jurnaliștii, o credem de mare actualitate, dar pe care cei care ne conduc uneori au o viziune puțin diferită. Care va să zic că încercăm să vorbim în seara asta despre celebrul PNRR, ăla pe care îl știm de vreo două veri, care acum două veri era umflat și suna cam de vreo 80 de miliarde, valora vreo 80 de miliarde de euro, între timp săracul a intrat la apă. Nu mai vorbim nici măcar de 29,9 miliarde de euro, câte erau acum vreo câteva luni, vreo 6-7 la număr, ci sunt doar vreo 27. Și alături de mine pentru acest subiect în studio se află domnul Octavian Bădescu, economist și antreprenor. Bună seara, mulțumesc foarte mult că sunteți din nou alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și vă mulțumesc că ați acceptat să vorbim despre acest subiect, fiindcă e unul care pare extrem de plictisitor, deși este extrem de important pentru fiecare dintre noi, cei care trăim în acest moment pe teritoriul acestei țări. Fiindcă PNRR-ul nu e un plan gândit de Uniunea Europeană la modul cel mai serios pentru a scoate cam toate țările, inclusiv astea mai mici și mai fraiere, cum ne place nouă să credem, din zona asta de lume, din criza în care pandemia, că pe vremea la care a pornit treaba era doar pandemie, nu era și război, și de a încerca să relansăm economia. Cum se vede de la dumneavoastră? Că așa se vede de la dumneavoastră. Așa se vede de aici. Eu îl văd ca un plan de îndatorare și sărăcire a României, pentru că dacă pornim chiar de la sume, de unde vin ele, sumele astea de bani? Păi să pornim de la sume de bani, ca să disecăm cu atenție. Inițial era vorba de 1,2 trilioane. Au ajuns într-un final, în planul final, când adun toate cele 26 de țări, la vreo 700 de miliarde. Cam așa. Dar de unde vin astea 1,2 trilioane? Din contribuțiile țărilor? Nu vin în contribuție. Care țări? Care se îndatorează permanent? Nu în totalitate, dar unele da. Sunt bani quasi creați din nimic, ce mai turavura. Deci, sunt inflaționiști în sine. În momentul în care vii cu bani creați, se pune problema cine are primul acces la bani și cine are acces la cei mai mulți bani și gratuit și cu cea mai mică cofinanțare. Și ăla va avea avantaj competitiv în raport cu celelalte țări. Spre exemplu, în aceste 1,2 trilioane, inițial se vorbea despre bani, granturi, sunt două tipuri de bani. Unii sunt granturi, alții împrumuturi. Da, credite rambursate. Erau 900 de miliarde, granturi 300 de miliarde. Deci, de fapt, luați fraților împrumuturi. Noi creăm bani de nimic și voi plătiți-ne dobândă. Deci, într-un final am ajuns cu 350 de miliarde granturi, 350 de miliarde împrumuturi. Da? Deci, acești bani în sine sunt e o problematică la nivelul creației lor. După aceea, România, din 300 de miliarde, 350 de miliarde granturi, a primit o cotă de vreo 15 miliarde. Pe ce criterii? Pe criteriul populației? Pe criteriul suprafeței teritoriului? Pe ce criteriu? De ce numai 15? Că dacă te uiți la mărimea țării sau la populația ei, e una dintre... ponderea ar trebui să fie mai mare. Dacă e ponderea mai mică în raport cu alte țări, nu înseamnă că ți se creează un dezavantaj competitiv? Deci, deocamdată, dumneavoastră, vă uitați puțin circumspect, cred că ăsta e cel mai bun cuvânt la povestea asta, deși eu zic că avem nevoie de bani ăștia. De care? De toți? Nu. Noi suntem permanent pe deficite. Vă mai dau un exemplu. Deci, din acele cote alocate, am avut cota alocată pe granturi, toate țările au aplicat pentru cotele alea din... de bani gratis, nerambursabili, da? Da. Au depus era proiecte normal. Pentru toate, da, 350. Nu chiar toate țările, că România au fost printre ultimii. Iar, din nou. Dar pe cota de împrumuturi, noi, deci doar 7 țări din 26 au aplicat pentru împrumuturi. Noi printre ei. Doar noi printre ei, prin primii 3. Numai noi, Italia, și revenim la Italia, Grecia, Polonia, numai noi am fost peste 10 miliarde. Și noi am aplicat pentru toate împrumuturile posibile. 14,9 miliarde erau alocate, 14,9 miliarde le-am. Adică nu așa, Germania, spre exemplu, putea să ia împrumuturi de 275 de miliarde. Da. N-a luat nimic. I-a luat pe ea 40 de miliarde gratis. Deci ea nu s-a îndatorat.
Franța la fel, Spania la fel. Nu, noi ne îndatorăm. Și da, când te uiți pe ce ne îndatorăm, o să vezi că ne îndatorăm pe piste de biciclete. Păi poate avem nevoie de banii ăștia. Credeți sau nu credeți? Facem piste, problema se pune, facem piste pe biciclete pe datorie sau pe bani gratis? Adică pentru ce te împrumuți? Pentru că dacă te uiți după aceea în destinații, chiar în programul PNRR, o să vezi că sunt tot felul de chestiuni. Spre exemplu, sunt proiecte și cu regate de apă, de exemplu. Da? Da. Să fie apa curată și în localitățile cu sub 2000 de locuitori. Foarte bine. E foarte frumos, foarte nobil să fie apa curată peste tot. Problema e, te împrumuți pentru asta sau te mulțumesc să iei doar granturi? Pentru că dacă te împrumuți de sute de milioane de euro ca să faci apa curată în localitățile cu sub 2000 de locuitori, s-ar putea să fie extrem de ineficient. Dar pe de altă parte... M-am împrumut. Deci una e să iau granturi, alta e să mă împrumut. Noi ne împrumutăm permanent de 30 de ani. Deci de 30 de ani România e pe deficit bugetar. Da. Și tratează împrumuturile ca și cum ar fi așa din cer și nimeni nu le plătește. Dumneavoastră, spre exemplu, pe bugetul din 2022, România e pe deficit cu aproape 25% raportat la venituri. Deci e ca și cum dumneavoastră câștigați într-un an 100.000 de lei și cheltuiți 125.000. Anul ăsta. Da. Și îți pui întrebarea... Și asta e de 30 de ani. Da. De 30 de ani. Și noi spunem, vin banii, vin banii, ne bucurăm ca sălbaticii ăia la mărgele, când vin coloniștii și ne dau niște mărgele, ne arată niște mărgele lucioase. Nu orice bani e bun. Am înțeles, banul gratis trebuie să-l iei. Asta este. Dar chiar trebuie să aplici pentru toate împrumuturile? Asta să continui să te împrumuți? De ce alții nu s-au împrumutat? Portugalia, 14 miliarde putea să se împrumute. A cerut 3 împrumute. Deci unii mai au cap. Da. Noi, împrumut. Acum să luăm bani, cât mai mult, nu contează cu ce, nu contează cu ce dobândă, bani. Și după aceea te uiți, pe ce ducem banii ăștia? Să vedeți pistele de biciclete. Bine, sunt și pistele de biciclete, dar mai sunt și alte proiecte. Deci eu sunt, în general, cred că ideea cu fondurile europene și banii creați de nimic, sincer vorbind, nu sunt adeptul ei. Dar nu spun că nu trebuie accesați. Dacă ei există, mai ales dacă nu se dau înapoi și tot îi creează, dacă tu nu îi accesezi și ia altă țară, ajungi tu. Da? Aici e o discuție asupra căreia nu trebuie să... Deci e bine să îi iei. Sigur că da. Dar putem să fim mult mai precauți în privința împrumuturilor. Avem toate motivele să o facem, pentru că noi creștem deficitul bugetar permanent. Și atunci, trebuia să ne fi limitat la cei 14 miliarde și eventual să ne luptăm să obținem mai mult pe diverse criterii. Ponderea populației, habar n-am, ponderea teritoriului, pentru că altfel, dacă tu ai doar din 350 de miliarde, tu ai doar 15, asta înseamnă că ai sub 5%. Păi tu nu ai o populație sub 5% din populația UE și nu ai nicio suprafață sub 5%. Iar ăia care obțin mai mulți bani gratuit vor avea avantaje competitive în raport cu tine. Poate a contat faptul că avem o economie destul de slabă. Poate a contat faptul că nu avem ca monedă euro, ci leul. Poate a contat și faptul că cei care ne conduc nu au știut să negocieze. Aș vrea să știu care credeți că dintre toate variantele astea pe care le-am enumerat până acum a contat cel mai mult. Atunci când s-au decis să pună mâna pe toți banii aia. Da, am prea puțin. Partea cu îndatorarea este irresponsabilitate. Asta e sigur. Nu mă interesează. Nu mă interesează bani să fie. Eu aplic pentru absolut toți. Nu contează că mă împrumut. Nu plătesc eu împrumutul. Să se descurce aia care o să vină peste nu știu cât timp și generațiile viitoare. Nu contează. Lasă că mă îmbogățesc eu acum și că, na, ce e programul ăsta? E un program ca și PNDL. Sunt programe redistribuționiste care până la urmă ele se duc către anumite firme din apropierea partidelor, așa se întâmplă și cu PNDL-ul, doar că ăsta e la nivel european. E un program mult mai amplu. Dar e tot program redistribuționist în care câștigă cei care au acces primii la bani, anumite firme și oamenii, normal, angajații acționarilor,
și pierd ceilalți. Deținătorii, salariații celorlalte firme care n-au acces la aceste programe, antreprenorii celorlalte firme care n-au acces la aceste programe, alți deținători de venituri fixe, pensionarii, spre exemplu, care vor fi afectați de inflație. Uitați aici, 20-22% anul ăsta. În cam 20%. Bine, asta sunt cifrele din martie, încă nu știm. Dacă eu vin și vă iau dumneavoastră în anul ăsta 20 de lei din buzunar dintr-o sută, dumneavoastră îmi dați una în cap și pe bună dreptate. E fantastic. Dacă statul ar fi venit și ar fi făcut asta prin taxare oficială, deci, vă mai iau încă 20% din venitul dumneavoastră net. Păi ar fi fost revoluție în stradă. I-ar fi gonit cu măturile. Sunteți de acord? E posibil. Dar în momentul în care o pui tot sub formă de taxare, dar o numești inflație, și după aceea o vinzi publicului ca având alte cauze, războiul, virusii, rușii, Putin și tot felul de chestii, și mai vinzi gogoașa tranzitivități, că e tranzitorie, că o să aibă speranță că o să se termine nu știu când, da, atunci omul nu iese în stradă și nu-i dă în cap. Dar inflația este taxare. S-au mărit taxele cu 20% raportat la venitul net al fiecăruia. Asta nu se poate face. Creșterea generalizată a prețurilor nu se poate face în lipsa expansiunii monetare. Nu există, matematic. Oamenii nu se scandalizează pe aceste teme. Ei sunt sărăciți. Fiindcă cei mai mulți dintre noi nu ne punem problema așa. Da, nu își pun problema. Nu, pur și simplu. E foarte bine că noi în emisiunile astea avem această ocazie, un rol educativ pe care Canal 33 și emisiunea noastră îl face, să arătăm oamenilor o privire și dintr-o altă perspectivă. Să nu ne mai bucurăm atâta la orice sumă, împrumut, neîmprumut, la orice dobândă, adică privim cu foarte mare detașare chestiunile astea. La ce dobândă ne împrumutăm, de ce sume ne împrumutăm, cum asta dă 30 de ani permanent deficit bugetar, cine plătește, ce produce inflația, efectul cantilion, adică faptul că unii câștigă, cei care au acces primii la bani. E un cantilion de acum 200 de ani, a spus chestiunea asta. Și e logic. Primii care au acces la banii nou creați au avantaje competitive în raport cu ultimul pe flux, da? Pentru că ei cumpără bunuri și servicii la prețuri neinflaționate și ultimul la care ajunge banul, adică salariatul, pensionarul, cel care are chirii, venituri din chirii, veniturile fixe. La el ajung ultimii, el nu face față și găsește bunurile și serviciile la prețurile deja inflaționate. Deci, ce facem de fapt? Mărim inegalitatea și pe urmă vine tot statul care a produs inflația și zice, a crescut inegalitatea. Trebuie să intervenim. Vedeți cât aici, m-ați înțeles? Da. E o parșivenie. Asta este realitatea. Toată povestea asta despre care discutăm s-a creat din pricina unor oameni care ne-au condus și care, ce mai turabura, pur și simplu care, nu au gândit, nu s-au implicat. Și nu poți să derobezi de responsabilitate și cetățeanul care nu e atent la chestiile. Sigur că da. Dar el o să zică mereu, cetățeanul care e în linia 100 sau a 1000, ce care o fie, să zică, domnule, eu n-am fost acolo opus. Din două motive. Unu, nu m-a interesat și pe român rar îl interesează subiectele astea, deși e clar că are o legătură cu buzunarul cu direct. Cu buzunarul lui, cu care el toată viața umblăm cu banii și nu știm ce-s banii. La buzunarele noastre sunt fie găurite, fie 20%? Goale. Da. Nu se poate produce inflație fără această expansiune de masă monetară. Nu există matematic. Revenind la PNRR, e o altă chestiune interesantă acolo. O să discutăm despre PNRR la foarte mult, pe durata întregii emisiuni, dar n-aș vrea să plec și de aici, din punctul ăsta, fără să vă întreb, fiindcă sunteți antreprenori și în companiile cu care ați lucrat și pe unele le-ați și condus, când există o situație de genul ăsta, care e clar, e una aparte, cel mai mulți o numesc situație de criză, dar să ne ferim de cuvântul criză, că dacă nu l-am conjugat în ultimii ani, de săracul, cred că s-a săturat el de la noi. Ce se poate o face? O situație de care tip? Excepțională. În care practic ești împins cu spatele la perete. Mi-am redus cheltuielile. Orice companie. Deci asta trebuie să facem? Păi bineînțeles.
Bineînțeles. Nu există altă cale. Eu aveam posibilitatea să-mi împărăm bani? Nu. Nu. Asta nu. Nu avem, fiindcă nu revine decât bănci. Deci, monopolul pe sistemul bancar și monopolul pe monedă este o eroare. Între noi fie vorba. Este incorrect arhitecturat. Dar asta e tema unei alte emisiuni. Oricum, el se aplică în momentul de față peste tot în UE. Dar e evident că cum poți să ieși dintr-o situație? Te împrumuți dacă ai cu ce garanta și dacă îți permiți și dacă ai șanse să, da, dacă te împrumuți să duci în ceva productiv și poți să recuperezi ulterior sau reduci cheltuielile. Și în companiile pe care le-am condus am avut astfel de perioade. Este inevitabil. Și am redus cheltuielile cu bunurile și servicii și cheltuielile cu salariile, inclusiv cu propriul salariu. Chiar și la poștă. Eu când m-am dus la poștă, aveam 70-80% cheltuieli salariale din veniturile poștei. Și a trebuit să facem restructurări la Priori Post. Și eu am venit și am propus Consiliul de Administrație să am salariu zero. Să fiu plătit cu zero salariu fix și să fiu plătit doar pe bază de criterii de performanță. De ce? Ca să dau un exemplu, pentru că ceream companiei, oamenilor din companie, sacrificii. Au trebuit să plece 15% oameni din Priori Post. Și v-au acceptat cererea? Nu, nu mi-au acceptat cererea. De ce? Ba mai mult decât atât, mi-au frecat și ridichea în Consiliul de Administrație. Că deveniați ceva ministrul separat. Ministrul de la momentul respectiv i-a spus directorii companiei: vezi că e un Robin Hood în companie. Un Robin Hood? Da. Deci, dar vă spun că așa trebuie procedat. E management inspirațional. În momentul în care tu ceri sacrificii oamenilor tăi, tu trebuie să fii primul care zice: băi frate, uite, eu mi-am dat toată cămașa. N-am spus să muncesc pe gratis. Am spus să fie dependent de rezultate. Aiurea în tramvai, ci pentru că compania era într-o situație dificilă. Și iar această situație dificilă era generată mai ales de ponderea cheltuielor salariale. În Poșta Română, 70% din venituri, acum cred că e chiar mai mult. E o situație quasi generalizată la companiile de stat. Da? Care sunt doar forme mascate de protecție socială. Asta este realitatea. Instituții, multe instituții de stat și multe companii de stat sunt forme mascate de protecție socială. Aici sunt de acord cu Și asta noastră. Trebuie spus foarte clar. Da. Și trebuie văzut cum trebuie rezolvată această problemă, nu băgată sub preș. Pur și simplu trebuie să numim lucrurile exact așa cum sunt, să le recunoaștem și după aceea să începem să lucrăm pe ele. Da, e foarte complicat, fiindcă chestia asta ar atrage după sine exact măsurile despre care vorbeați. Atrage, de personal, bun, dar și ce facem? Suportă toți și vinovații și nevinovații într-o măsură mai mică asta. Sau ar trebui să suporte vinovații într-o măsură mult mai mare și nevinovații să nu suporte? Sau să suporte eventual mult mai puțin. De ce? Noi de fapt creăm niște beneficii pentru o minoritate și afectăm, cu mai puțin, dar afectăm, o majoritate. Numai că acest mai puțin devine mai mult cu fiecare an care exact, treci. Exact. Asta trebuie și spus. Și într-un final, omul va ajunge doar la subzistență. Și toți banii îi se vor lua și se vor duce în zone de ineficiență. La stat, mai mult sau mai puțin. Și după aceea la cei pe care se sprijină statul, anumite companii. Asta este partea la care populația trebuie să fie atentă și cumva să caute tipuri de reacții, să pună presiune pe mediul politic care o reprezintă, pe parlamentari, chiar direct în circumscripțiile lor, da? Să mute niște lucruri la nivel structural. Sunt probleme majore în economie pe mai multe paliere și ele au niște soluții. Dar trebuie să, doar cu presiune populară, pașnică, nu spun neapărat, dar trebuie să existe o formă de presiune din partea celui prejudiciat, pentru că altfel nu se va întâmpla nimic. Vă mai dau un exemplu. Lumea vorbește despre creșterea prețurilor în asigurări. Da? Da. A fost o temă și e reală. Care sunt cauzele, care sunt soluțiile? Păi vă spun eu că m-am uitat jumătate de oră, o oră peste chestiunile astea și imediat te prinzi. Nimeni n-are interesul să scadă prețurile în asigurări. Vă dau un singur exemplu. Reglementatorul pieței, ASF, este plătit, veniturile lui sunt din comisioane procentuale din primele de asigurări. Păi asta este o manieră managerială optimă de a
recompensa un reglementator? El are interes să scadă primele de asigurare dacă veniturile lui vin din comisioane procentuale. Deci vă dați seama că din arhitectura de recompensare a reglementatorului vine rădăcina problemei. Ne oprim aici la rădăcină și revenim după o scurtă pauză publicitară. Am revenit, Octavian Bădescu, discutăm cu economistul și antreprenorul, prietenul emisiunii noastre despre PNRR, dar eram într-un moment în care discutam despre asigurări, un subiect foarte sensibil pentru milioane de români, fiindcă, nu e așa, românul e frate cu mașina și ca atare avem foarte multe asigurări. Al doilea factor, unul l-am spus înainte de pauză, dar al doilea factor interesant este că, de exemplu, conducerea SF nu poate fi, e numită de Parlament, ea nu poate fi schimbată pe un mandat de 5 ani, decât dacă președintele SF dacă intră în incompatibilitate. Păi unde s-a mai pomenit ca o conducere a unei organizații să nu poată fi schimbată de cei care au puterea de a o numi? M-ați înțeles? Adică sunt niște anomalii structurale, alte nedreptate în asigurări, dacă vreți. Includerea poliției carte verde. 70% din mașini nu părăsesc țara. Faptul că eu includ în toate polițele carte verde îmi mărește prețul asigurării, sunteți de acord? Păi și omul de la țară care are o mașină și el nu iese din țară, 70% din mașini nu părăsesc țara într-un an, plătește acest lucru, e normal? Sau
nivelul despăgubirilor, limitele de despăgubiri foarte înalte, poți să plătești milioane de despăgubiri pe RCA. Această limitare a despăgubirii, o limită înaltă, face ca să crească polița. Cine are interes să scadă poliția? Toate creșterile astea de poliție înseamnă prime mai mari pentru asiguratori și înseamnă venituri mai mari pentru reglementator. Exact ceea ce am vorbit înainte. Ale cărui venituri au crescut de 4 ori în 10 ani. Bine, dacă polițele n-ar acoperi anumite pagube... Păi și după aceea, păi și pagubele bune, am reglementator și am situația Astra, am situația Carpatica, am situația... Câte falimente au fost? Vreo 5 sau 6 cu alte problematici, da? Mari, răsunătoare. Păi și atunci... Și atunci, deci, care e soluția? Aceeași se întâmplă, cu restrângerea? Se privatizează profiturile și se socializează pierderile. Asta nu este un stat social. Asta nu e stat social. Ba, cum unde socializezi pierderile? Un stat cum? Este un stat... De tip Robin Hood, apropo? Nu, e un stat fascist. Pentru că acolo, practic, statul stabilește niște câștigători în zona economică, unii au de beneficiat și alții au de pierdut prin reglementare. Eu prefer să numesc de tip Robin Hood, să nu folosesc semnul de pasiv, că ne poate duce într-o direcție. E un Robin Hood de sens invers. Iau de la săraci și dau la bogați. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Asta este problema, e un Robin Hood de sens invers. Corect, față de ce știm. Față de ceea ce se prezintă populației. Ca fiind Robin Hood, da. Bine, acum e clar că cei care stau și stăm de ani buni în fața micilor ecrane și ne uităm, și după ce trecem informația pe lângă noi, practic am și uitat-o, fiindcă vorbeați despre presiunea pe care ar trebui să o punem pe cei care ne conduc. Dar trebuie să scade etatismul, de fapt despre asta e vorba. Fiindcă și ei sunt foarte mulți, sunt câteva sute în Parlament, nu mai sunt la fel de mulți ca acum 20 de ani, dar sunt suficient de mulți și tare mă tem că odată intrați în structurile alea, cei mai mulți joacă după melodia pe care o aud. Să știți că părintele economiei moderne, Adam Smith, de acum 250 de ani a spus în acea carte a lui Avuția Națiunilor că guvernele ajung să fie reprezentantele unor minorități vocale ale unor părți interesate în dauna majorității. Pentru că acele părți interesate sunt mult mai vehemente în a-și promova interesele decât marea majoritate care e afectată într-un mod mai scăzut, pentru că se împarte la mult mai mulți oameni. Acel câștig mare pentru puțin este suportat mai puțin, câte puțin, de către o majoritate. Și atunci acea majoritate tăcută nu exercită presiunea peste zona politică și atunci guvernele și zona politică ajunge să fie reprezentantul unor interese particulare vehemente, mai vehemente. Și atunci singura variantă la chestiunea asta e să scazi gradul de intervenționism, să diminuezi puterea politică. Asta este singura soluție. Asta e o provocare pe care nu știu dacă o să reușim să o depășim. Fără o presiune din partea publicului, într-adevăr, nu o vom depăși, pentru că trebuie să existe cerere. Cerere din partea publică și cerere solvabilă. Adică oamenii să aloce resurse pentru aceasta. Nu doar să spună nu-mi convine. Nu, alocă resurse. Du-te peste parlamentar. Finanțează pe cel care îți apără interesele. Dacă stăm și ne gândim, bine, în țara asta cei care pun presiune sunt înșiși politicieni asupra lor. Să ne amintim că în toamna anului trecut a fost o perioadă lungă, de peste 2 luni și jumătate, dacă mi-amintesc bine, în care această țară n-a avut un guvern, fiindcă am avut o criză politică la nivelul Partidului Național Liberal. Și apropo, înainte să intrăm în redacție, râdeam despre faptul că același PNL își pune din nou presiune cu mâna lui asupra Sieș și anunță că Florin Câțu, probabil mâine, în zilele următoare, o să fie supus unei noi presiuni. Adică ce să înțelegi din povestea asta în condițiile în care tu, țară, stat, care te-ai dus, revenind la PNL, și ai cerut toți banii pe care i-ai avut pe hârtie, împrumut, credite rambursabile și așa mai departe, acum
în loc să te gândești că aveai un termen 31 martie și o să revenim puțin mai târziu pe declarația unui alt politician legat de chestia asta, ți-e numai mintea la PNRR, nu ăsta, și la proiectele pe care trebuie să le pui acolo și la planul ăla pe care l-ai convenit cu cei de la Bruxelles, că ea nu-ți dau totuși, chiar și banii ăștia împrumut, nu ți-i dau decât într-un cadru foarte strict. Probabil că împrumutul ți-l dă într-un cadru mai lax decât banul gratis. Pe ăla o să-l pierzi și o să rămâi cu împrumuturile. O să pierzi grantul și o să ajungi să iei doar împrumutul, probabil. Păi da, acum a decăzut, a scăzut în permanență cifra aia de acum două veri, în iunie 2020, când am pornit cu vreo... Nici nu poți să te lauzi că ți-am obținut un împrumut. Ba adică să laud, ai, nu știu, dar asta nu e o chestiune de laudă. Am reușit să ne împrumutăm. Păi asta e o chestiune de laudă, am reușit să ne împrumutăm. Am reușit să fac excedent bugetar. Am reușit să am venituri mai mari decât cheltuierile. Am reușit să las populației mele mai mulți bani în buzunar. Despre asta ce ziceți? Sună foarte bine. Sunt păi curios asta trebuie, când asta sunt KPI. Am reușit să reduc din cele 14.000 de legi. 14.000 de legi? Cui servește așa ceva? O enormitate. O enormitate. Cum poți să le descălcești? Am reușit să reduc din ele. KPI-ul parlamentarului este inițiativa legislativă. Păi noi de inițiative legislative avem nevoie? Sau de extracții de legi, de diminuări? Asta trebuie să fie KPI-ul. Am reușit să elimin legi. Am reușit să scad povara administrativă, am reușit să scad povara fiscală. Da, poate că ar fi bine ca cei care ar intra în viitorul sau ar dori să candideze la următoarele alegeri parlamentare să treacă printr-un curs ăsta intensiv în care lucrurile să trebui, stea așa. Într-adevăr. Mai că nu m-am făcut-o niciodată și de-aia e și pe explozia asta nebună de legi, de dorințe de a pune mâna pe bani, pe bunuri, fiindcă e mai ușor să construiești în stilul ăsta, ușor, din vorbe, din fapte care nu ies mereu la lumina zilei, decât să te apuci, într-adevăr, să lingi dosare și documente. Da, ca și să anumite decizii care ca trebuie să iei decizii, într-adevăr, sigur. Unele au și o componentă de durere, adică populația nu trebuie să se aștepte că... un lucru se schimbă în bine după ce alții l-au stricat fără să existe niște costuri. Problema e cine suportă aceste costuri și trebuie să te duci cu aceste costuri peste cine? Peste autori și peste beneficiari. Fiindcă legea răspunderii ministeriale există. Dar cât e răspunderea în raport cu puterea în zona politică? Ai. Răspunderea în raport e proporțională cu puterea? Cred că n-are nici 1%. Răspund oamenii patrimonial. Poți răspunde patrimonial? Câtă putere ai? Răspunzi tu patrimonial? Nu. Nu. V-am dat exemplu și apropo de asigurări cu faptul că nici nu mai schimb din funcție. Da. Da. Deci, și asta din vina celui care a făcut legea. Bineînțeles. Fiindcă populația trebuie să pună... Exact. Este anormal. Și iată cum pot scădea prețurile în asigurări. La fel și în celelalte cazuri, există soluții. Dacă iei, cum se mănâncă un elefant, bucată cu bucată. Iei o problemă, o feliezi și repari felie cu felie. Problema noastră cea mai cruntă e faptul că, apropo de cine suportă toate chestiile astea, și populația a trecut deja și trece prin asemenea etape. Fiindcă, cum ați spus, dacă nu ești în primele trei locuri, nu vei beneficia de anumite premii sau bani sau alte lucruri și ajungi la povestea așa. Și noi știm deja, parcă ne-am obișnuit să trecem prin tunelul ăsta în care facem și mișto. Nu vedem luminița de la capătul tunelului, mai nou, o știm cu toții. Dar nu facem nimic să ne punem întrebarea, băi, și totuși până când, până unde? Da. Deci sunt soluțiile sau direcțiile prioritare, sunt trei mari și late, nu există altele. Una e pe zona de debirocratizare, subsidiaritate, adică lăsarea în plan local a ceea ce se poate rezolva în plan local. Deci tot ce înseamnă debirocratizare, subsidiaritate, descentralizare, chestiuni
administrative, diminuarea legislației, da? A doua direcție, deficitul bugetar, pentru că de aici pornește, da? Trebuie bugete multianuale, echilibrate măcar multianual, dacă nu anual. Adică la finalul mandatului. Primesc un buget, ok, pot să închei un an cu excedent, altul cu datorie, habar n-am. Dacă îmi predau mandatul, trebuie să-l predau echilibrat după 4 ani, după 5 ani. Bugete multianuale echilibrate, ca să nu mai am deficite bugetare. Asta e a doua direcție. În felul ăsta mai rezolv și din inflație și așa mai departe, și din datorii și din împrumuturi, da? Vorbim de independența unei țări, e bine să fii independent, tu ca individ, normal. Tu ca o țară, e bine să fii independent. Normal. Îndatorarea este element de independență sau creează dependență? Absolut, creează dependență. Creează dependență. Avem îndatorare de 30 de ani. Deci cine mă îndatorează și mă face dependent, merită să mă coordoneze în continuare? Și a treia direcție, piața liberă. Piață liberă și concurență. Astea trei lucruri sunt necesare. Trei direcții mari și late. Apropo, eu zic că a treia, piața liberă și concurența, există. Există un element privat în România care săracul încă respiră, mai greu în anumite perioade, dar încă respiră. Aveți aceeași părere? Sigur că atunci când se lovește, mă iertați, cu elementul numit stat și cu angajații români la stat care sunt numeroși, unii vorbesc de 1 milion și de oameni, atunci lucrurile se schimbă. Dar există câteva milioane bune de români care stau și lucrează la privat, acolo unde lucrurile se pun exact în termenii de care elemente azi de piață liberă, dar care ea e afectată în foarte mare măsură și uneori în lucruri care nu sunt neapărat evidente. Ajutoarele de stat, spre exemplu, subvențiile, afectează piața liberă? În momentul în care eu subvenționez ceva sau pe cineva, s-a terminat cu piața liberă. Pe de altă parte, acum povestea nu asta... mai e piață liberă. Da. Deci toate aceste lucruri creează niște disfuncționalități și de fapt creează niște acumulări de capital în momentul în care chiar și expansiunea monetară favorizează chestiunea asta. Da? Pentru că se duc către unii banii, iar acei bani se achiziționează active reale. Și atunci acele companii devin din ce în ce mai mari. Observați această tendință. Da? Și restul devin din ce în ce mai mici. Unde o să ajungem în chestia asta? După aceea, ăia mari cu activele alea acumulează alte companii mai mici, concurența scade. În momentul în care concurența scade, asta nu e în interesul consumatorului. Interesul consumatorului, dacă ar fi, este un distributism, dacă vreți. Adică trebuie să fie proprietatea cât mai dispersată și concurența cât mai mare. Ca să poți să beneficiezi de niște avantaje. Da. Așa e. Ori noi ne ducem în companii din ce în ce mai mari și dacă te uiți și la companiile mari, au aceiași acționari, mare atenție. Noi ne uităm la ele ca și cum ar fi concurente, Coca-Cola, Pepsi. Ia uitați-vă cine le deține. Și o să vedeți că avem aceiași acționari. Deci este o aparentă competiție. Nu cumva e o aparentă competiție și în piața politică? Și în foarte multe domenii. Da, la piața politică pare că ne pricepem mai bine ce mai mult dintre noi. E o piață liberă în momentul în care statul dă 100 de milioane din taxe și impozite presei, mass media, mainstream. E o piață liberă. O distribuie guvernul în funcție de ce. Au e o piață diverse liberă criterii. Când eu finanțez partidele politice de la guvern, din taxe și impozite eu finanțez partidele politice. Păi, ca să le ferești chipurile de corupție. Zău, ia dă-mi atunci mie suma aia, bugetul ăla, las-o oamenilor în buzunar și fă deductibil fiscal. Și eu în fiecare lună voi aloca cărui partid mi-a plăcut mai mult. Luna asta îi dau PSD că mi-a plăcut mie că susține mai multe chestii, luna viitoare la USR, luna aia altă la AUR. Dacă nu va fi obligatoriu, atunci nu va funcționa. Păi stați puțin. Și atunci eu decid unde se duc banii. Da, e foarte bun mecanismul despre care vorbiți, dar trebuie să existe o pârghie prin care eu să fiu oarecum obligat să dau banii. În primul rând că banii de taxe și impozite nu sunt destinate finanțării partidelor politice. Orice organizație trebuie finanțată de către proprii membri. Aici e o teorie foarte clară și practica ne arată că din păcate numai AUR, sincer vorbind, ei și-au strâns banii aia primiți de la stat în cont și nu s-au atins de ei până acum.
Aici e o discuție, va rămâne de văzut și în planul următor, nu vreau, fiindcă... Da, e adevărat, dar vreau să spun nu știm, deocamdată. E o realitate că este incorrect să finanțezi din taxe. Banii din taxe și impozite nu sunt pentru finanțarea partidelor politice și nici pentru finanțarea presei. Și aici sunt de acord. Este anormal, iar cetățenii dacă nu reacționează la chestiunile astea, ei vor fi prejudiciați permanent. Da... E foarte greu de răspuns într-o singură emisiune și iată, după 30 de ani vom mai boli probabil și în următorii 10 cel puțin despre chestia asta. Dar apropo de banii aia pe care ne-am grăbit să-i luăm și care sunt credite rambursabile, credeți că am făcut asta din cauza lor noștri sau cineva de afară, ca să lămurim povestea asta? Sau cineva de afară a fost direct interesat să ne vândă această marfă? Nu ne poate nimeni obliga să luăm. Așa zic unii și eu. Nu au luat. V-am dat și exemple. Da. Puteau să ia și nu au luat. Dar în cazul nostru a funcționat ce? Nostru... Noi luăm ca să avem ce împărți, fără să gândim în interes pe termen lung. Fiindcă s-ar putea să nu avem momentul gândim de față ce să împărțim. Pentru noi, pentru acum, noi și acum. Și fără să te gândești la urmași sau la prejudiciile pe care le creezi altora, pentru că astea trebuie plătite. Cine le plătește? Le plătește cine beneficiază de ele? Că și aici se creează niște inechități. Unii beneficiază de împrumuturi și alții le plătesc. Păi e normal? Nu. Vedeți, dacă ar fi un sistem bancar corect arhitecturat, împrumuturile ar fi o expresie a economiilor. Cât am economisit, aia e suma care poate fi împrumutată. Acum sunt decuplate împrumuturile de economii. Nu există o cuplare între economii și împrumuturi, nici ca perioadă, nici ca sumă. Dumneavoastră ziceți, mă duc și iau o casă de la bancă și vi se dă un credit, se evaluează casa și se creează banul. Efectiv. Nu înseamnă că eu m-am dus în prealabil și am depus acea sumă și am lăsat-o pe 30 de ani la bancă. Eu pot să-mi iau mâine, că am depus la vedere, poate, nu? Da, da. Și nici măcar suma. Deci nici suma. Da, dacă am aplicat acest sistem, mulți dintre noi nu și-ar putea lua multe lucruri de bază. Prețurile ar fi mult mai mici. Și nu e adevărat. Nu e adevărat. Credeți că la român prețurile mici ar fi merge? Mult mai mici. Bineînțeles. Creditul, eu nu cred. Creditul inflaționează prețul. Da. Pentru că altfel n-ar exista creștere de preț. Și ce face? Favorizează consumerismul. Favorizează consumerismul. Lucru pe care știm să-l conjugăm al naibii. Sau consumismul, cu numiți-l cum vreți. Că are și una două, și alta merg. Dar nu este în regulă și ar permite. Și dacă nu ți-ai permite, ți-ai permite când ți-ai permite. Dacă ți-ai permite. Ce este banul? E rezervă. Păi bun, și atunci ce facem? Avem aceste crize cu suișuri și coborâșuri care sunt generate chiar de acest sistem bancar. Și nu numai, pentru că nu numai sistemul bancar e... Ba da, pentru că de aici se duc investițiile în niște zone în care poate nu ar fi necesare. De ce? Doar pentru că se creează banul de nimic. Și ne ducem și consumăm resurse, alocăm în niște zone care poate nu sunt necesare. Și la un moment dat, echilibrul ăsta se vede și apar crizele. Și în crize, tu îți pierzi și ce ai avut. Îți pierzi și ce ai avut, știți? Când pui un avans la casă, păi, și unii încep și acumulează. Numai. Și tu sărăcești. Deci tragediile astea create sunt sănătoase? Într-un sistem corect arhitecturat, nu ar exista crize, nu ar exista inflație. Ce înseamnă inflație? Inflație înseamnă această depreciere a puterii de cumpărare. În expansiunea masei monetare, adică tu muncești acum, câștigi 100 de lei și peste un an, dacă nu-i cheltui acum, îți vei lua bunuri și servicii ca și cum ai fi făcut doar 80 de lei. Adică ca și cum în loc, ai muncit o oră, dar tu iei bunuri și servicii de jumătate de oră. Ție ți s-a furat timp. Jumătate de oră. Timpul e cea mai importantă resursă, singura resursă a omului. Nu și-o poate decât vinde, nu se închiriază. E epuizabilă. Inflația este un fur de timp. E posibil așa ceva? Eu să muncesc acum și dacă nu consum acum ceea ce am produs, adică am fost util altor oameni și mi-am alocat timpul meu altor oameni timp de o oră
eu trebuie să cumpăr bunuri și servicii în echivalentul ăla. Dacă nu-l consum acum și am pus deoparte, peste un an o să iau doar bunuri și servicii de 300 de dolari. Sau de jumătate. Este anormal. Inflația este o mare problemă. Ea nu are cauză războiul și nici virusul. Are cauză expansiunea monetară. Mai avem doar 3 minute și vreau să discutăm o declarație a ministrului investițiilor și proiectelor europene de astăzi, domnul Dan Vâlceanu, prieten bun cu fostul premier de altfel. Știți că se apropie termenul ăla de 31 martie, când aveam un bilanț al jaloanelor din PNRR și declarația, cel puțin așa cum e dată ea pe agențiile de presă, citesc pe economedia.ro, sunt așa. Din 24 de jaloane, citesc, au fost închise 11 până astăzi. Astăzi, în ședința de guvern, au mai fost închise 5. Rămân 6 să se închidă azi și mâine. Deci e în cel mai pur stil Caragial. Azi am închis 11, astăzi s-au mai închis așa, mâine mai rămân, dar și azi mai rămân să se, în condițiile în care declarația e târzie, adică câte ore are ziua, apropo de timpul pe care ne-l furăm. Deci banii aia despre care am vorbit până acum s-ar putea de fapt să nu-i avem nici pe ea, să nu ajungem la ei sau la un procent din ei, fiindcă ai noștri tineri de la Palatul Victoria nu reușesc să facă ceea ce ar fi trebuit să-l țină de ei. Este o posibilitate mare și gândiți-vă că numai anul ăsta este bugetat un deficit de 20 de miliarde de euro. Doar anul ăsta. Diferența între veniturile bugetare și cheltuielile bugetare preconizate în buget este de 20 de miliarde de euro. Pe care eu nu știu, simplu, oamenii ăștia cum se gândesc să acopere. Nu se gândesc, vom ajunge în situația Greciei, veți vedea. Eu sper că nu totuși. Fiindcă ăla va fi un scenariu foarte dur. Va da cu noi de pământ, dar nu o să ne vedem. O să se mai creeze un PNRR special destinat României, cum probabil că e și acest PNRR cu dedicație pentru Italia, pentru că dacă vă uitați în PNRR-urile europene, avem Italia cu 200 de miliarde de euro din 700. Deci 30% din fonduri ajung la Italia. Păi asta nu maschează un quasi-faliment? Cum ajung 30% din toate PNRR-urile sunt destinate Italiei? Mare atenție! Nu știu să vă răspund, dar știu doar că timpul a fugit. Apropo de marfa noastră numărul 1, mulțumesc foarte mult, domnule Octavian Bădescu. Să știți că vă mai aștept, mai studiem documentele, vedem ce se mai întâmplă. Și până atunci, și noi și dumneavoastră, haideți să gândim mai mult, să ne uităm mai mult peste ceea ce se întâmplă cu noi, fiindcă avem o singură viață. Toate cele bune, măcar până data viitoare, și să gândim mai atenți la tot și la toate. Mulțumesc, seara.